Tot mai multe asociații interesate de soarta copiilor din casele de tip familial din municipiul Giurgiu i-au vizitat zilele acestea pentru a le aduce zâmbetele pe față cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astăzi, copiii din centrul de zi Luceafărul, care aparține Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, au primit vizita reprezentanților Clubului Rotarii din Germania. Aceștia le-au adus copiilor 22 de pachete care conțin dulciuri, dar și produse de igienă personală. Drept recunoștință, copiii au susținut un mic program artistic ce a cuprins recitări și cântece. Reprezentanții Clubului Rotary au vizitat pe lângă centru de zi Luceafărul și celelalte case de tip familial din Giurgiu, oferind în total peste 200 de pachete copiilor. Se împlinesc peste 13 ani de când vin în Giurgiu, administrând o donație a unui club Rotary din Rüsselsheim, Großgerau, Germania, și a unuia din membrii acestui club, care au fundație personală de ajutor umanitar. De ce copiii din Giurgiu? Sincer să vă spun, nu știu, pentru că eu am ajuns aici când dânsul deja începuse activitatea asta, proiectul ăsta, și eu am intervenit undeva pe parcurs. Probabil că a ajuns aici și a aflat de copii. În general, această persoană, domnul Karl-Heinz Kliss, despre a cărui fundație umanitară v-am vorbit, are proiecte umanitare în India, în China și în lumea întreagă. Deci, colaborând cu România, ca a fost vicepreședinte al Procter & Gamble, prin omologii români, a ajuns să afle despre problemele românești și a ajuns în Giurgiu. Ce le-ați adus copiii noștri? Fiecare din cele peste 200 de pachete pe care le-au primit copiii din sistemul de protecție din Giurgiu, au primit câte o punguță cu dulciuri și au primit o punguță cu cosmetice, deci un șampon, un gel, o pastă de dinți, o periuță și cei mai mari și un deodorant. Ce urmează pentru N-am terminat cu ce am adus, deci sunt tot trimise din Germania, dar și dintr-o donație a unui comitet din Belgia. Au fost haine, jucării, tot felul de lucrușoare pentru ei care să le aducă o bucurie.